perioada 12-16 martie, Facultatea de Drept găzduiește un eveniment special, un eveniment deja ajuns tradiția, 11-a ediție a unui parteneriat cu o universitate din Elveția. Il parle de la tradition du séminaire commun qui est déjà dans la 11e édition et qui est d'une tradition entre les deux facultés de Craiova. Cum a început acest parteneriat? Comment a commencé ce partenariat entre les deux facultés? Alors, ce partenariat a commencé par la visite à l'université de Fribourg en Suisse. A început parteneriatul printr-o vizită în Universitatea din Friburg, Elveția, a colegilor din Universitatea din Craiova de la Facultatea de Drept. De monsieur le professeur Sébastien Cherchel. Delegația era compusă din domnul profesor prodecan la vremea aceea Sébastien Cherchel, actualul decan. Et de madame Anna Maria Florea, qui enseignait à ce moment-là la criminologie ici à l'université de Craiova. Și doamna profesoară Anna Maria Florea, care în acel moment preda disciplina criminologie la Facultatea de Drept din Craiova. Et tous les deux étaient venus à un congrès que j'avais organisé à l'université de Fribourg sur le thème de la délinquance des jeunes. Și au fost invitați la Fribourg pentru a participa la un congres pe care domnul profesor Chelo îl organiza pe tema delincvența juvenilă. Et le professeur Cherchel et madame Florea m'ont proposé de venir à Craiova et de préparer une convention de collaboration entre nos deux universités. Cu această ocazie, cei doi colegi, profesorul Cherchel și doamna profesoară Florea, i-au propus domnului profesor Chelo de a face o vizită aici la Facultatea de Drept pentru a încheia o convenție de collaborare între cele două facultăți. Et c'est donc depuis l'année 2004, ça fait donc 12 ans, que les deux recteurs des universités de Craiova et de Fribourg ont signé une convention de collaboration. Sunt deja 12 ani, pentru că în 2004, cei doi rectori ai universității, rectorul Universității din Craiova de la acea vreme și rectorul Universității din Fribourg, au acceptat semnarea acestei convenții de colaborare între cele două facultăți de drept. Et j'avais proposé à mes collègues, et notamment à madame la professeure Raducanu, Și cu ocazia încheierii convenției de colaborare, mi-a propus mie în calitate de profesor de drept penal. Pour que cette convention de collaboration soit vivante, d'organiser chaque année un séminaire de droit pénal en commun avec des étudiants de Craiova et avec des étudiants de Fribourg. Ca să facem această convenție să fie vie, să organizăm în fiecare an, prin rotație, un seminar comun de drept penal la care să participe studenți și absolvenți ai celor două facultăți de drept. Et depuis l'année 2006, régulièrement, c'est aujourd'hui le 11e séminaire, nous avons une année à Craiova, une année en Suisse à Fribourg, ce séminaire avec des étudiants. În acest fel, începând cu anul 2006, în mod frecvent, a devenit deja o permanență, în fiecare an ne întâlnim prin rotație o dată la Craiova, o dată la Fribourg, cu ocazia organizării acestui seminar de drept penal. C'est un événement qui est vraiment extrêmement enrichissant, à la fois parce que les étudiants apprennent à connaître un autre système juridique. Este un eveniment care se dovedește a fi util în îmbogățirea cunoștințelor, atât pentru studenți care cu această ocazie își îmbogățesc cunoștințele de drept penal, cât și... Et puis ensuite, bien sûr, parce que les étudiants apprennent à connaître un autre pays, d'autres personnes, et en général, c'est toujours un enrichissement pour eux de se rencontrer, de passer 4 journées ensemble. Cât și, pe de altă parte, este o îmbogățire a relațiilor personale între studenții ambilor facultăți, pentru că au ocazia, de-a lungul celor 4 zile, să se cunoască și să afle mai multe despre țara unde sunt invitați. Tema din acest an, concursul și pluralitatea de infracțiuni. De ce a pus alasă această temă? Cât de importantă este și la ce concluzie ați ajuns? Pourquoi nous avons choisi le sujet de cette année, qui est la pluralité et le concours d'infraction? Quelle est l'importance de ce thème et quelles sont les conclusions qui ont résulté à la fin du séminaire? Alors, nous avons choisi ce thème de la pluralité du concours d'infraction. Puisque nous avions déjà traité de la question des sanctions pénales.
Am ales tema pentru că ea vine ca o consecință firească a faptului că anul trecut, cu ocazia desfășurării seminarului la Fribourg, am discutat despre sistemul de sancțiuni penale. Et nous avons constaté qu'avec le nouveau code pénal roumain, qui est entré en vigueur en février 2014, oui. Il y avait, je te le traduis. Și cu această ocazie am constatat că noile reglementări penale, care au intrat în vigoare la 1 februarie 2014, au adus modificări importante, esențiale în materia pluralității de infracțiuni. Il y avait des concepts nouveaux et différents en droit roumain qu'en droit suisse. Sunt concepte noi și diferite, atât în dreptul românesc și în dreptul elvețian. Alors l'importance de ce sujet, c'est que le concours d'infraction, c'est-à-dire le fait pour un délinquant d'avoir commis plusieurs infractions. Importanța subiectului constă în aceea că instituția concursului de infracțiuni, ceea ce înseamnă situația în care o persoană comite mai multe infracțiuni, et ce qu'on appelle une circonstance aggravante, ça signifie que le juge peut prononcer une peine plus sévère. Este ceea ce în dreptul elvețian se numește o circumstanță agravantă, ceea ce înseamnă că judecătorul poate pronunța o pedeapsă mult mai gravă. Et alors les étudiants ont préparé des exposés sur ces divers sujets avec des illustrations, des exemples pris de la pratique judiciaire. De aceea, studenții au trebuit să pregătească în prezentărilor lor pe această temă atât cazuri practice, cât și să expună reglementările legale în vigoare în cele două sisteme de drept. Care sunt cele mai comune infracțiuni comise în Elveția? Qui sont les plus fréquentes infractions qui sont commises en Suisse? Alors, les infractions du code pénal le plus fréquemment commises sont des infractions contre le patrimoine. Cele mai des întâlnite în Elveția sunt infracțiunile contra patrimoniului, cred că e un punct comun. Mais si l'on prend l'ensemble des condamnations pénales qui sont prononcées en une année, dar dacă privim în ansamblu condamnările penale care sunt pronunțate de-a lungul unui an, on constate que le domaine des infractions de la circulation routière est aussi... Putem constata de asemenea că și în domeniul infracțiunilor privind circulația rutieră est aussi un élément important des condamnations pénales. Reprezintă un domeniu în care se pronunță multe condamnări penale. Et heureusement, les infractions contre la vie ou contre l'intégrité physique ou contre l'intégrité sexuelle ne sont pas et sont plutôt en diminution ces dernières années en Suisse. Din fericire, infracțiunile contra vieții, contra integrității corporale, contra integrității sexuale s-au diminuat în ultimii ani în Elveția. Cum regăsiți, este un parteneriat, așa cum spuneați, de tradiție. Cum ne găsiți dumneavoastră, iată, la mai bine de 11 ani de la demararea acestui proiect? Și mă refer aici, pe de o parte, la schimbările care au avut loc, extrem de importante, spune eu, atât în sistemul de justiție, dar și în sistemul universitar. Cum regăsiți studenții noștri, cum regăsiți justiția noastră? Après 11 ans de collaboration et de venir fréquemment en Roumanie, comment vous trouvez le système de justice de la Roumanie et quelles sont vos appréciations concernant nos étudiants et notre système d'enseignement en Roumanie? Alors, je veux peut-être commencer par le système académique et notamment la faculté de droit de Craiova. O să încep cu sistemul academic și în special cu facultatea de drept din Craiova. Vous avez remarqué que l'infrastructure est extraordinaire, elle est supérieure à celle que nous avons à Fribourg. Ați remarcat deja că este o infrastructură excelentă și că este superioară celui pe care care există în acest moment la Fribourg. J'ai pu constater maintenant depuis 12 ans que la jeune génération a pris sa place parmi le corps des professeurs de la faculté de droit. Am putut să constat că după 12 ani tânăra generație a dobândit un loc important în rândul corpului profesoral din Craiova. Et c'est pour moi toujours un énorme plaisir à la fois de venir à Craiova ou que mes collègues viennent à Fribourg et ce ne sont plus seulement des collègues, ce sont devenus des amis et vraiment des amis très chers. Et c'est toujours un grand plaisir de les revoir. Și este cu adevărat o plăcere și atât să vin la Craiova, cât și să-i primesc pe colegii mei din Craiova la Fribourg, pentru că deja nu mai suntem doar colegi, suntem prieteni. Quant aux étudiants de la faculté de droit, în privința studenților de la facultatea de drept,
Je les trouve extrêmement motivés, extrêmement appliqués, et je dirais qu'ils sont peut-être plus travailleurs que les étudiants suisses. Îi găsesc extrem de inteligenți și poate chiar mai muncitori și mai dedicați decât studenții din Elveția. J'ai pu le constater non seulement dans nos séminaires annuels, mais j'ai eu l'occasion aussi de donner deux fois des cours de trois semaines ici à la faculté de droit. Am putut constata asta nu numai cu ocazia seminarilor care se desfășoară anual, ci și pentru că de două ori am predat un curs aici la, în cadrul specializării master la Facultatea de Drept din Craiova. Et les étudiants qui suivaient le cours étaient vraiment très actifs, très participatifs et toujours très motivés. Et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir d'échanger avec eux. Și studenții care au participat la curs s-au dovedit extrem de activi, de participativi și de motivați și că a fost mereu o plăcere să colaborez avec, cu aceștia. Quant au système de la justice roumaine, j'en connais surtout le volet du droit pénal. În privința sistemului justiției române, vous connaissez quoi? L'aspect du droit pénal. Cunosc mai ales partea penală din acest domeniu. Je suis toujours frappé de voir, y compris avec le nouveau code pénal roumain. Sunt surprins să văd și să înțeleg reglementările din nou cod penal. Que c'est un système pénal qui est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sévère que le code pénal ou la justice pénale suisse. Pentru că se dovedește că legea penală română este mult mai severă, dar și mult mai riguroasă decât legea penală elvețiană. Et on a pu le constater cette année encore avec la question de la pluralité des infractions ou du concours d'infractions. Și am putut constata și acest an cu ocazia discuțiilor pe baza pluralității de infracțiuni și a concursului de infracțiuni. Qu'il y a un système qui contraint les juges à prononcer vraiment des peines privatives de liberté de très longue durée. Că este un sistem care în mod efectiv constrânge judecătorii să pronunțe pedepse privative de libertate cu o durată lungă, mare. Et ça c'est une grande différence avec le système judiciaire en Suisse parce que asta reprezintă cea mai mare diferență față de sistemul de justiție din Elveția. Parce que les juges pénaux en Suisse ont un pouvoir d'appréciation qui est plus large que le pouvoir d'appréciation des juges roumains. Pentru că judecătorii din Elveția au o libertate de apreciere care este mult mai mare decât libertatea de apreciere pe care o au judecătorii din România în materie penală, evident. Et une autre différence marquante dans le système pénal? Și o altă diferență care este marcantă între cele două sisteme de drept penal? C'est que précisément la peine privative de liberté joue en Roumanie un rôle capital. Este că pedeapsa privativă de libertate în România este principala sancțiune, joacă un rol determinant. Alors que dans le système suisse, nous avons introduit déjà depuis une dizaine d'années des alternatives à la peine privative de liberté. Pentru că în sistemul de drept elvețian au fost introduse deja de zeci de ani, de 10 ani, alternative la pedepsele privative de libertate, sancțiuni care sunt alternative la aceste pedepse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Suisse, il n'y a plus qu'environ 15% des condamnés qui sont condamnés à une peine privative de liberté. Donc c'est une minorité. Ceea ce face ca în Elveția să fie doar 15% din pedepse privative de libertate. România penitenciarele sunt pline, iar în România plătirea unei pedepse de 1-2 ani, banii respectivi, pagubele nu se întorc oarecum la stat. Deci aici o problemă, crede că ar trebui umblat la acest sistem? În România, sistem penitenciar sunt plen, avec de condamne, s-a fait l'état de dépenser beaucoup avec les condamne. Vous croyez că c'est juste ou peut-être vous trouvez une autre solution? Ar trebui mai bine umblat, așa fel încât să repreze acele pagube, acei bani. C'est mieux de récupérer les préjudices que de dépenser en plus avec les personnes condamnées. Alors, évidemment, du point de vue de la philosophie pénale, je souhaiterais que la Roumanie puisse introduire des alternatives à la peine privative de liberté. Din punct de vedere al filozofiei penale, își dorește ca România să găsească aceste alternative la pedepsele privative de libertate, să introducă alte pedepse. Et précisément qu'on puisse instaurer un système
și în mod special să putem să instaurăm un sistem qui soit effectivement dans une perspective plus réparatrice que punitive. Care să aibă mai degrabă o latură reparatoare decât o latură represivă, o latură de recuperare a prejudiciilor decât o latură de sancționare și condamnare a persoanelor. Avem foarte mulți tineri, copii, să zicem, până în 14 ani, care comit infracțiuni. Aceștia nu pot fi pedepsiți, decât în cel mai fericit caz, părinții să fie sancționați. Cum se procedează în Elveția cu astfel de situații? Nu avem beaucoup de jeunes qui ont sous l'âge de 14 ans, qui commettent des infractions. Et on n'a pas la possibilité de prononcer des peines privatives de liberté concernant ces jeunes. Et la seule solution est que les parents doivent réparer les préjudices. Quelle est la solution que le système suisse a pour les jeunes infracteurs qui ont l'âge sous 14 ans? Voilà. Alors, effectivement, dans la justice des mineurs en Suisse, en mode effectif, justiția pentru minori în Elveția, la peine privative de liberté ne peut pas être prononcée avant que un mineur ait atteint l'âge de 15 ans révolu. Presupune că nu poate fi pronunțată o pedeapsă privativă de libertate în privința unui minor care nu a împlinit 15 ani, 15 ans. 15 ans. Oui. Donc, pour les mineurs qui n'ont pas encore 15 ans. Pentru minorii care nu au 15 ani. La peine principale qui est prononcée par les juges des mineurs. Pedeapsa principală care este aplicată, pronunțată de judecătorul pentru minori. Est ce qu'on appelle la peine de prestation de travail ou de travail d'intérêt général. Este o pedeapsa prestării de muncă în interesul societății. Et c'est vraiment une peine qui est beaucoup. Il y aurait d'autres possibilités de peine, mais c'est vraiment la peine qui est le plus utilisée par les juges des mineurs. Sigur că există și alte modalități de a sancționa minorii sub 15 ani, dar aceasta este cea mai întâlnită sancțiune care se pronunță în privința minorilor sub 15 ani. Elle a l'avantage de responsabiliser le mineur lui-même. Avantajul sancțiunii este că minorul este responsabilizat. Et d'exiger de lui une prestation de réparation à l'égard de la collectivité. Prin faptul că îi se impune obligația de a repara ceva în folosul comunității, de a face ceva în folosul comunității. Sunt jurnalist care scriu în special pe domeniul social, o problemă foarte gravă în zona noastră și nu mai este acea violență domestică. Nu există centre pentru femeile abuzate. Ce se poate face în acest sens și ce face Elveția pentru a evita astfel de situații? Madame, c'est un journaliste qui écrit surtout sur le sujet de la violence domestique. Oui. Et, ici en Roumanie, il y a beaucoup de femmes qui sont abusées, oui, qui sont victimes de la violence domestique, mais il n'y a pas de centre pour cette femme. Oui. Quelle est la solution que vous avez trouvée en Suisse? Alors, le Parlement a adopté il y a déjà 6 ans. De 6 ans, le Parlement a adopté. Mais cette fois dans le Code civil et non pas dans le Code pénal. Dar în codul civil, nu în codul penal. La possibilité pour le juge. Posibilitatea ca judecătorul. De séparer très rapidement les époux lorsque, en général, le mari est violent. Deci judecătorul are posibilitatea să separe rapid cei doi soți atunci când soțul devine violent cu soția. Et alors les collectivités municipales, autoritățile locale s'efforcent de trouver pour les deux conjoints qui viennent d'être séparés. Sunt obligate să găsească pentru cei doi soți de trouver un logement. Un adăpost, afin notamment que la femme, si c'est elle qui est la victime, în special pentru femeie, pentru soție, pentru că ea este victima, et généralement avec ses enfants, și în mod general și pentru copii, puisse vivre dans un appartement adéquat et séparé de l'époux. În așa fel încât să poată locui într-un apartament corespunzător și să fie la adăpostul violențelor, la adăpost de exercitare a violențelor. Elveția reprezentând întotdeauna o țară unde oamenii cu bani găseau, nu știu, acea siguranță. Credeți cumva că
prin aceste proceduri penale, să zicem, și prin această legislație în domeniul apărării, până la urmă, încă se menține această lacură, să zicem, al veții țară protectoare a celor care au bani și a celor care vor să ascundă, până la urmă, că au bani? Nous avons toujours cru que la Suisse, c'est un pays qui garde, qui conserve, qui protège bien l'argent. Vous croyez maintenant que la Suisse préserve cette facette de protectrice des argents? La Suisse reste une place financière qui est importante. Rămâne, Elveția, o piață financiară foarte importantă. Elle a dû établir, évidemment, des règles, notamment contre le blanchiment d'argent. A trebuit să stabilească reguli, în special în privința spălării banilor. Et ces dernières années, c'est surtout sur le front și în ultimii ani, în special în privința de l'argent émanant de l'évasion fiscale de pays européens. În privința banilor care provin din evaziunile fiscale făcute în țările europene, comise în țările europene. Que les autorités suisses ont imposé au système bancaire. Astfel încât autoritățile elvețiene au impus sistemului bancar une transparence et une obligation de déclaration de ces fonds qui proviennent de l'évasion fiscale. Să fie transparent, sistemul bancar să fie transparent și să facă publice datele care sunt în sistemul bancar. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on a un système qui devrait être, il n'est encore pas parfait, mais qui devrait être plus transparent. Ceea ce înseamnă că putem spune că acest sistem care nu este încă perfect, dar vrea, își dorește să ajungă transparent. Sur le plan, par exemple, des données fiscales. De exemplu, în privința datelor fiscale. Il y a même cette obligation de communication automatique des données. Există obligația de a comunica în mod automatic aceste date fiscale. Et sur le plan du blanchiment d'argent, je pense qu'on a un système qui est fortement régulé. Și în privința spălării banilor, cred că avem un sistem care este foarte bine reglat. Les grandes banques elles-mêmes s'en plaignent parce qu'elles estiment que c'est un coût évidemment de service pour elles. Băncile sigur că au de obiectat pentru că este o lovitură pentru ele. Malheureusement, il y a encore parfois des affaires dans lesquelles les grandes banques suisses sont impliquées sur la scène internationale. Din păcate, încă există cauze în care băncile elvețiene sunt implicate pe scena internațională. Mais je crois qu'un effort vraiment important a été mené en particulier par le Parlement fédéral pour mieux réguler le système financier. Dar cred că un efort important a fost făcut de tribunal federal. Le Parlement fédéral. Dar cred că a fost făcut un efort important de Parlamentul federal. Legat de evenimentul de astăzi, știu că o să fie premiat niște tineri. Cum au fost selectații? Ce v-a convins în mod special? Concernant notre seminar comun, madame sait que vont être remis des attestations aux étudiants à master et elle est intéressée de savoir quelle est la manière pour selecter ces étudiants. Alors, en ce qui concerne les étudiants qui viennent de Fribourg. În privința studenților și masteranților care vin de la Fribourg. Ce séminaire commun Fribourg-Craiova. Acest seminar comun Fribourg-Craiova. Est inscrit dans le programme d'études chaque année au plan d'études. Este înscris în planul de învățământ în fiecare an pentru ei. Et c'est déjà à partir du mois de septembre à la rentrée académique. Și odată cu începutul anului universitar care în Elveția are loc în septembrie. Que les étudiants peuvent s'inscrire pour participer à ce séminaire. Studenții s-au putut înscrie pentru a participa la acest seminar. Et en général, il n'y a pas à proprement parler de sélection, c'est-à-dire que j'ai des étudiants qui sont très motivés et qui me demandent de pouvoir y participer. Deci nu pot să vorbesc de o selecție, ci de faptul că studenții s-au înscris pentru că sunt motivați.
Voilà pour ce qui concerne l'Université de Fribourg. În privința Facultății de Drept din Craiova, pentru că eu m-am ocupat, selecția a presupus, bineînțeles, niște cunoștințe de limbă franceză, temeinice, pentru că seminarul se desfășoară în limba franceză și atunci studenții noștri trebuie să vorbească aproape la fel de bine limba franceză, în așa fel încât să poată să-și prezinte liber, în mod liber prezentările. Și în afară de această selecție care a fost făcută în privința cunoștințelor de limba franceză, sigur că am avut în vedere și notele care au fost obținute în anul 2 și în anul 3 la examenul de drept penal. Au fost, de fapt, studenții care s-au înscris, la fel ca la Friburg, au fost determinați de cunoștințele de drept penal și de nevoia de a face comparație între ce au văzut că există aici în România cu ce există în alte sisteme de drept. Tot vorbim de pluralitatea infracțiunilor. Sistemul justițiar elvețian are în vedere contopirea pedepselor, cum e la noi, pentru același dosar se dă pedeapsa cea mai mare. Deci concernant la pluralitate de infracțiuni, că nu avem deja parle, le sistem suis a cum modalité de choisir la peine, la confusion de peine, parce que chez nous, vous avez vu, on va choisir la plus grande peine. Je peux répondre un peu. Și la noi, să știți, în dreptul românesc, urmarea intrării în vigoare a codului penal din 2014, într-adevăr, judecătorul alege pedeapsa cea mai mare, dar nu scapă infractorul numai cu pedeapsa cea mai mare. Este obligat judecătorul să adauge o treime din totalul celorlalte pedepse pe care le-a comis. Și ceea ce am observat din analizele practice este că în prezent în România se ajunge la pedepse privative de libertate care sunt mult mai mari decât cele pronunțate în Elveția pentru același gen de infracțiuni comise. Această aplicare obligatorie a sporului, care vine ca urmare a intrării în vigoare a codului penal din 2014, exact cum spunea domnul profesor, constrânge judecătorul să nu mai poată aprecia în privința individualizării pedepsei, ci să ajungă la un cuantum pe care legea îl impune prin aplicarea obligatorie a sporului. Mais quelle est votre opinion concernant le problème que monsieur a Est-ce que demandé? Monsieur aimerait aussi connaître en Suisse quelle est la conséquence de la pluralité d'infraction? Oui. Voilà, d'accord. Alors, dans le système pénal suisse, un système pénal helvétien, cette question de la pluralité ou du concours d'infraction, problème à pluralității și concursului de infracțiuni, permet bien sûr au juge aussi d'aggraver la peine, permite, bineînțeles, judecătorului să agraveze pedeapsa. Mais alors il y a une limite maximale. Dar există o limită maximă până la care se poate ajunge. Qui est de 20 ans de peine privative de liberté au maximum. Care este maxim 20 de ani de închisoare. Sauf lorsque trois infractions. Cu excepția a trei infracțiuni. Permettent de prononcer la peine privative de liberté à vie. Pentru care poate fi pronunțată pedeapsa detențiunii pe viață, cum este la noi. Et ces trois infractions, c'est l'assassinat. Aceste trei infracțiuni sunt assassinatul. La prise d'otage aggravée, lorsqu'il y a eu plus de 20 personnes prises en otage. Luarea de ostatici în formă agravată, când sunt luate mai mult de 20 de persoane ostatice. Et ce serait, mais ça n'est jamais arrivé, le crime de haute trahison contre l'État. Și, bineînțeles, pentru infracțiunea de înaltă trădare împotriva statului, dar nu s-a întâmplat niciodată să se pronunțe o condamnare pentru această infracțiune. Dar există posibilitatea ca și pentru aceasta să fie pronunțată pedeapsa detențiunii pe viață. Întorcându-ne la parteneriatul academic încheiat între cele două universități, v-ați gândit deja la tema care va fi pentru la anul, la faptul că se va ține în Elveția, din câte înțeleg. La anul, studenții și cadrele universitare de la Universitatea din Craiova vor fi gazdele dumneavoastră de această dată. Oaspeții. Concerna le seminar comun, parce que l'année prochaine, les étudiants de Craiova seront les invités de la faculté de droit de Fribourg. Est-ce que nous avons déjà pensé à un sujet pour débattre dans le cadre du séminaire?
Pour l'instant, nous n'avons encore pas fixé le thème du prochain séminaire. On va justement l'envisager avec Madame Raducanu. Nu am discutat încă despre o temă a următorului seminar comun. După festivitatea de premiere de astăzi, vom stabili această temă. Donc c'est encore ouvert. Încă ne gândim la ea, dar pot să adaug cu siguranță va fi o temă în care să existe diferențe marcante între cele două sisteme de drept, în așa fel încât și studenții noștri și studenții elvețieni să poată face aprecieri și să semnaleze diferențele de reglementare și, sigur, avantajele uneia sau celeilalte reglementări. Bună ziua din nou tuturor! Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Sanda! Câteva zile pline, înțeleg că... Après quelques jours pleins, este momentul în care participanții la cea de-a 11-a ediție a seminarului nostru. C'est le moment dans lequel les participants de 11e édition de ce séminaire vor primi atestatele de participare. Vom recevoir les attestations de participation. Domnule profesor Chilo. Monsieur profesor. Dragi studenți. Chers étudiants. Din Craiova și din Fribourg. De Craiova et de Fribourg. Pentru facultatea noastră a fost ca de fiecare dată o onoare. Pour notre faculté a été comme toujours un honneur. Să vă revoir. De vous revoir ici à Craiova. Pentru studenți, sunt sigur. Pour les étudiants, je suis sûr. A fost o perioadă plină. A été une période très riche. Și benefică. Et plein de bénéfices. Vă doresc mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag. Je vous souhaite succès. Să aveți o primăvară frumoasă. Et je vous désire d'avoir un beau printemps. Și mulțumesc foarte mult, doamnei profesor. Elle me remercie pour assurer la transaction. O îmbrățișez de adevărat, da? Fără domnia sa, seminarul care astăzi este la 11-a ediție nu s-ar fi putut desfășura. Asta nu merci. Cher ami, merci beaucoup, monsieur le doyen. Moi, j'aimerais remercier très chaleureusement monsieur le doyen et madame Raducanu. Doresc să mulțumesc mult călduros. De nous avoir accueillis si magnifiquement et si chaleureusement. Pentru că ne-au primit aici în mod călduros. Et puis j'aimerais d'abord saluer les étudiants de 3e année qui nous font le plaisir d'être là. Și îmi doresc să salut studenții din anul 3 care participă astăzi la această festivitate. Et maintenant je m'adresse particulièrement aux étudiants qui ont participé à ce séminaire cette année. Și apoi vreau să mă adresez în mod special studenților care au participat la acest seminar. J'aimerais vous dire qu'on a beaucoup apprécié de travailler avec vous. Vreau să vă spun că am apreciat foarte mult să lucrez împreună cu voi. On a été impressionné par le travail que vous avez fourni. Am fost impresionați de toată documentarea pe care ați făcut-o pentru a vă realiza prezentările. Puis c'était un plaisir hier de voir comme vous avez très rapidement travaillé en commun les étudiants roumains et les étudiants suisses. Și a fost o plăcere să văd cum ieri foarte rapid ați lucrat împreună studenții români cu studenții elvețieni. Et c'est donc avec plaisir que nous allons vous remettre des attestations que vous avez bien méritées. Și prin urmare, este o plăcere să vă dăm atestatele pe care le meritați din plin. Donc, je crois qu'on peut commencer avec notre festivité de remise des attestations. Et je veux commencer avec nos invités de Suisse. Et je dois adresser mes félicitations à Monsieur Thibaut de Vanterie. Félicitations, c'était un plaisir. Oui, trois fois comme assiste. Merci beaucoup. Merci. Madame Agata Aviati. Encore une fois. Pour ton exposé. Et aussi à Madame Daniela Mangai. Et
je te félicite pour ta participation et pour ton exposé. Et je dois féliciter encore Valentin Badan. Un très bon exposé. Et succès à toutes les activités. Moi, j'ai le plaisir de remettre les attestations aux étudiants de Craiova. Je m'appelle Madame Claudia Chauzu. Félicitations, Claudia. Merci beaucoup. Voilà. Madame Mihaela Stan. Voilà. Monsieur Nicolae Karauk. Voilà, félicitations. Madame Gabriela Alexandrou. Assistant qui est Federico Irians. Merci. Et monsieur lecteur Aurélien Stepler. Et je dois remercier à Nicolas pour s'impliquer, pour sa participation et pour préparer très bien les étudiants. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, à mon tour de remercier et de féliciter les enseignants qui nous ont accompagnés et qui sont de l'Université de Craiova, Madame Madalina Cristina D'Anjou. Sandra Raducanu. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a discuté déjà les conclusions de ce séminaire. Je vous invite de participer l'année prochaine au nouveau séminaire du droit pénal à Fribourg. Et jusqu'à ce moment, je vous désire de succès dans tout ce que vous propose pour cette année académique.